Nu putem ști cât de departe pot merge iluziile de grandoare ale lui Vladimir Putin, a declarat ministrul apărării Christine Lambrecht, care a vizitat trupele germane desfășurate în Lituania în cadrul unei structuri NATO. Trebuie să facem mai mult împreună. Amenințarea cu arme nucleare arată că autoritățile ruse nu au niciun scrupul, a spus ea. Centrul de comandă avansată și control al brigăzii NATO va fi desfășurat permanent în Lituania pentru întărirea flancului estic. S-a încheiat procesul de operaționalizare a acestei structuri conduse de Germania. O brigadă are în jur de 5.000 de militari. Majoritatea rămân staționați în Germania, dar vor putea fi desfășurați rapid în Lituania. Din punct de vedere militar și politic, Germania pune în aplicare o decizie luată la summitul din iunie de la Madrid. Die Sicherheit Deutschlands. Eine Brigade, die jederzeit für eines bereitsteht, unsere litauischen Freunde zu verteidigen. Ce brigada, priskirta Lietuvai, per 10 dienų permetama į Lietuvą. 10 dienų. Tai yra labai sparčiai, prisiminkim Ukrainos atveju, beveik 90 dienų buvo žinoma informacija apie pajėgų. De la invazia rusă în Ucraina, statele baltice au cerut trupe suplimentare NATO pe teritoriul lor. Alianța nu a decis stabilirea de baze permanente ca să nu provoace Moscova, dar și din cauza costurilor ridicate. În schimb, NATO a trimis mii de militari în Germania, spre exemplu, ca întăriri rapide.